Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Studio STB. Tema de astăzi este muncă, bani, muncă. Invitatul nostru este domnul Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București. Bine ați venit! Am găsit! Și, domnule președinte, pentru început, înainte de a intra în temă, să dăm știrea. Astăzi ați avut o întâlnire cu executivul societății pe o temă legată de contractul colectiv de muncă. Despre ce este vorba? Da, într-adevăr, astăzi am avut o întâlnire, a fost convocată Comisia de Negociere a Contractului Colectiv de Muncă pentru a face o modificare la Contractul Colectiv de Muncă, altfel spus, a semnat un act adițional prin care să facem o completare la Anexa 2 cu privire la funcțiile și meseriile care se regăsesc în această anexă. Acest lucru a fost ca urmare a modificării organigramei la nivel de STBSA, mai bine spus la uzina de reparații, și atunci a fost necesar să ne pliem pe noile modificări și s-a propus înființarea unui post de șef secție adjunct pentru a rezolva problemele de la uzina de reparații. Asta a fost tema principală a actului adițional. Dar e important totuși de spus că cu această ocazie noi am profitat și am mai discutat și alte lucruri. Chiar am și convenit o serie de lucruri la nivel de societate și aș vrea să profit cu această ocazie și să facem o trecere în revistă, pentru că o parte dintre aceste probleme pe care noi le-am readus în discuția conducerii societății, noi le-am mai discutat la nivelul activului sindical. Dar am vrut să le reluăm pentru că unele, din păcate, încă au rămas în stadiul de discuții. Un lucru important a fost cel legat de găsirea unor soluții cu privire la promovarea unor salariați la propunerea șefilor ierarhici, pentru că asta e, din păcate, spun lucrul ăsta, n-am reușit să ducem la bun sfârșit acea înțelegere prin care am convenit acel fond de promovare. Și atunci discuțiile cu conducerea executivă a fost legate de faptul că fiecare șef al locului de muncă, în baza unui referat, să vină și să propună promovarea unor salariați. De asemenea, s-a dus în discuție problematica asta a majorării salariului minim pe economie, care se va întâmpla de la 1 iulie 2024 și o să discutăm puțin și de lucrul ăsta. O altă problemă, zic, destul de importantă a fost cea legată de faptul că administrația a acceptat, să spunem, decalarea negocierilor și începerea practică a negocierii unui nou contract colectiv de muncă, începând cu data de 18 iulie, ceea ce ne va da un răgaz, chiar dacă este perioada de vară, să avem timp și să vedem în ce măsură reușim să corectăm, să clarificăm, să rezolvăm anumite probleme legate de contractul colectiv de muncă. Iarăși, un lucru important care văd că a fost acceptat este cel legat de faptul că am solicitat ca regulamentul intern să facă parte ca anexe din contractul colectiv de muncă. El a mai făcut, dar din păcate în 2022, ținând cont de contextul în care s-au desfășurat negocierile, am renunțat la acest lucru. Reintroducerea în contractul colectiv de muncă va da posibilitatea ambilor parteneri să aducă
amendamente să îmbunătățească contractul, regulamentul intern, să clarifice anumite lucruri pentru a putea fi aplicabil și pentru a putea, să spunem, să se stabilească anumite reguli pentru toți salariați. De asemenea, am mai discutat câteva lucruri care vin mai din urmă și care nu au fost soluționate legate de programul de lucru la conducătorii de vehicul. Încă avem în continuare ture mai mari de 9 ore jumătate, 9 ore 30, lucruri care ne dă bătăi de cap și nouă la sindicat, dar mai ales conducătorilor de vehicul, pentru că e foarte greu pe canicula asta să lucrezi 9 ore jumate, 10 ore în traseu, mai ales că trebuie să recunoaștem, la capete de linie nu avem condițiile normale care să ne permită, nu știu, un răgaz, o pauză pentru refacerea capacității psihice și nu numai. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că s-au readus pe tapet aceste lucruri este un lucru foarte bun. Perspectiva este optimistă în ceea ce privește contractul colectiv de muncă? Viitor? Da, din punctul nostru de vedere, la momentul în care vorbim, putem fi optimiști, dar știm că lucrurile pot fi imprevizibile și le pot suferi modificări de la o zi la alta, putem avea și surprize. Dar cred eu că negocierea noului contract colectiv de muncă o vom face cu optimism și cu speranța că ceea ce ne propunem în cea mai mare măsură să o ducem la bun sfârșit. Domnule președinte, se știe că salarizarea, nivelul de salarizare, influențează în mod direct productivitatea muncii, calitatea muncii. În România, salarizarea este la un nivel foarte slab. Suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană. De asemenea, România are cea mai mică productivitate, nu cea mai mică, una dintre cele mai mici productivități ale muncii din Uniunea Europeană. Suntem cu 30% sub media europeană. Pe de altă parte, salariatul român petrece cam 40 de ore la locul de muncă pe săptămână. Asta ne aduce undeva pe locul 3 din față, adică muncim foarte mult. Cu alte cuvinte, se muncește mult, pe bani puțini, cu eficiență mică. Ce ar fi de făcut din perspectiva mișcării sindicale? Bun, acum aici lucrurile pot fi împărțite pentru că o parte din ceea ce spuneți dumneavoastră ține de angajatori. O parte, să spunem, de ceea ce forța de muncă solicită și anume să fie mai bine plătiți sau la muncă egală să fie plată egală. E adevărat, dacă vorbim de productivitate, n-aș vrea să vorbim în mod generic, dar aici lucrurile iarăși trebuie împărțite, pentru că productivitatea clar că se găsește acolo unde sunt, să spunem, fabrici sau anumite activități prin care se fabrică anumite produse sau se produc anumite, să spunem, piese, sub ansamblu și așa mai departe, noi reprezentăm o sferă de activitate care înseamnă servicii publice. Am mai avut discuțiile astea, să spunem așa, și la nivel guvernamental, la anumite instituții, și în bugetul de stat se precizează acolo un lucru legat de productivitate care se generalizează, dar care nu poate fi măsurată în zona asta a noastră. Știm foarte clar că în zona serviciilor publice caracteristica principală este calitatea și nu cantitatea. Pentru că productivitatea are legătură și cu cantitatea, nu numai cu calitatea. Ori la noi caracteristica este una clară și anume cea legată de calitatea serviciului public. Bun, acum legat de salarizare, de departe acest sector de activitate
Pentru că eu când vorbesc de sector mă refer la ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că pe lângă transport public local, noi avem apă, termoficare, salubrizare, iluminat. Servicii publice în general. Sunt mai multe activități, dar aș putea să spun că ceea ce ne leagă toate aceste activități este o salarizare proastă și niște condiții vitrege. Din păcate. Noi încercăm să evidențiem aceste lucruri, dar din păcate autoritățile locale, decidențe, nu sunt dispuși să asculte, să analizeze și să ia și măsuri în consecințe și suntem tratați așa ca ceva lipsit de importanță, mai ales că noi reprezentăm serviciile vitale pentru populație, autoritățile ne desconsideră. Cam asta ar fi cuvântul care ar reprezenta așa în mod simplist relația asta cu angajatorii, să spunem așa. În mare parte, din ce am văzut eu, nivelul de salarizare este undeva la nivelul salariului minim pe economie. În România suntem 5,6 milioane de salariați aproximativ, din care 1,5 au salariile minime pe economie, adică 37%, ceea ce este cam mult. Bun, acum și aici politica la nivel de angajator, fie că vorbim de privat, fie că vorbim de instituțiile cu capital de stat sau majoritar de stat, este o politică prin care, așa cum spuneați, nu este motivat salariatul, da, pentru a da tot ceea ce poate. Randamentul necesar. Da, un randament care să aducă calitate și, de ce nu, în anumite zone, productivitate mărită. Și atunci o să facem câteva observații, de data asta strict în zona noastră aici, la societatea de transport. Ar fi interesant de văzut raportul 37% pe plan național, cât este el la nivel de STBS. Da. Acum, ce cred eu că este în regulă și s-au făcut pași importanți, că am văzut și anumite dezbateri pe tema asta, e clară treaba că anumite zone private nu sunt interesate să asigure, să spunem așa, acest salariu minim salariaților. Adică nu? Nici pe acesta minim? Nici pe acesta. De-aia sunt și discuțiile care sunt și ați văzut cât de greu se ajunge la un consens, da, patronate, sindicate, guvern, atunci când se discută de salariu minim pe economie. Ce trebuie avut în vedere, și aici e un lucru bun pentru salariații, până la urmă nu numai din România, dar la nivelul Uniunii Europene, este acela că, în sfârșit, la nivelul Uniunii Europene s-a decis și s-a dat o directivă în sensul ăsta ca salariile minime la nivel național să reprezinte 60% din salariul mediu median sau 50% din salariul mediu brut din fiecare țară. Asta ne-a permis să ajungem la acest salariu de 3.700 lei începând cu data din 1 iulie și probabil acest salariu va fi, să zic așa, ajustat în funcție de cum va fi influențat salariul median sau salariul mediu brut la nivel național. Dar, așa cum spuneați, într-adevăr, de departe, chiar și cu această majorare suntem codași, pentru că mă uitam pe o situație, la nivel european sunt cam trei grupe, da, în funcție de salariul minim, da, pentru că numai 22 de țări din cele 27 au acceptat să salariu minim. Salarii minime, da, dar e un pas înainte oricum și treaba asta. Noi suntem codași pentru că noi încă nu ajungem nici măcar la 1000 de euro. Suntem în grupa a treia în care salariul minim este sub 1000 de euro, noi și Bulgaria. Celelalte țări sunt spre 1000 sau peste 1000
de euro, ajungând chiar la 2500 de euro, cum ar fi Luxemburg, dar în sfârșit e o situație mai specială, nu ne putem compara. Dar aici zic eu că guvernanții au făcut eforturi și s-ar fi putut rezolva mai demult această treabă. De ce spun că e important? Important că această directivă, în primul rând, stabilește sau vine ca o măsură de protecție pentru categoriile vulnerabile și cei cu salarii mici. Totodată, așa cum știm, salariul minim influențează în orice societate și celelalte salarii. Că dacă te rezumi să rămâi la salariul minim pe economie, vei ajunge într-o situație în care, nu, toți salariații sau marea majoritate vor fi la același salariu. Salariu. Și lucrul ăsta noi l-am avut și l-am dat mereu exemplu, am avut societatea de transport de la Brăila, unde la un moment dat peste 85% dintre salariați erau la salariul minim pe economie. Ei, noi la nivel de societate am depășit, să spunem, această fază, stăm destul de bine, dar nu așa cum ar trebui. De ce? Spuneam mai înainte că nu există o politică a salariului minim, nu numai la nivel național, dar și la nivelul fiecărei societăți, fiecărei firme. Nu ar trebui să aibă această politică, pentru că la salariul minim se raportează toate celelalte activități. Ei, la noi acum, astăzi când vorbim, ținând cont că de la 1 iulie salariul minim va ajunge la 3700 de lei, avem în jur de 143 de salariați care ar fi sub 3700 de lei. Procentual înseamnă cam 1,5% din numărul total de salariați. Da, e o situație rezonabilă, spunem, dar corect, din punctul nostru de vedere, ar fi fost să nu fim în această situație. Așa cum an de zile am reușit și salariul minim la nivel de societate a fost peste salariul minim pe economie și de fiecare dată când se majora salariul minim pe economie, noi nu aveam această problemă de a asigura, să spunem, acest salariu minim unor categorii, am ajuns cumva în ultimii ani de zile, în ultimii 3-4 ani de zile, să fim așa la muche, cum se spune. Dar ce e important, că totuși salariul minim la nivel de societate este peste salariul minim pe economie. Noi acum avem 3400 salariul minim, iar salariul minim pe economie este 3300 de lei. Vorbesc de salariul minim brut. Nu discut de salariul minim net, da. E alte discuții. Acum, de la 1 iulie, o să vedem cum facem. Vom începe, și așa cum am spus, și negocierea unui nou contract colectiv de muncă și sperăm să rezolvăm și această problemă. Și eu îmi doresc și aș vrea, chiar și astăzi am discutat problema asta, aș vrea ca politica la nivel de societate să fie una în care salariul minim să aibă o anumită importanță în strategia executivului, să înțeleagă că salariații, ca să poată fi motivați, nu trebuie să rămână la salariul minim pe economie, că numai așa poți să avea rezultate bune. Avem o problemă, zic eu, importantă, care nu ar ține neapărat de contractul colectiv de muncă, în sensul că contractul colectiv de muncă reglementează situația, numai că punerea în aplicare ține de executiv și aici avem problemă. Adică marea majoritate a categoriilor de încadrare, da, vorbim de funcții de meserii, sunt cumva la bază, la baza funcției respective. Ceea ce nu e un lucru foarte bun, asta înseamnă că foarte mulți salariați fiind la baza funcției, motivarea nu este una pe măsură.
Și aici soluția e una singură, am discutat-o și astăzi, să se facă promovări. Să se facă promovări în baza unor argumente, da, în baza unor evaluări. Nu poate nimeni să justifice și să spună că, nu știu, 85% dintre salariați merită să rămână la baza funcției. Deci nu există nicio justificare, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm ideea că parcul ăsta este scos în traseu, nu? Și menținut în circulație de acești salariați. Unii care concură direct, unii care concură indirect. Nu, că vorbim de conducătorii de vehicul care nu sunt la volan, vorbim de cei de la întreținere, reparație, care asigură mentenanța, vorbim de cei din TESA, din conducere, care și ei au rolul lor, nu, de a aduce piese sub ansamble, de a asigura, să spunem, finanțarea și așa mai departe. Adică fiecare funcție meserie și are rostul și rolul ei în cadrul acestei societăți și zic eu că trebuie apreciate ca atare. Ei, e mai greu aici cu aprecierea, pentru că s-ar părea că fiecare dintre cei care decid, dacă își rezolvă problema personală, restul contează mai puțin. Bun, deci raportul dintre numărul de angajați total și numărul de angajați cu salariu minim în societatea STB SA este de 1,7. Da, avem cam 1,5%. Bun. Sunt 143, chiar 143 de persoane, da, la luna aprilie am o situație, ceea ce... Față de nivelul național, 37%, bun, este o situație foarte, foarte bună. Da, acum, dacă ar fi, să spunem așa, să speculăm cumva și sunt de ce nu, să sunt profităm de procentul ăsta, da, am văzut o statistică a celor de la Ministerul Muncii care spun că cu 1 iulie vor beneficia peste 1,8 milioane de salariați. Da. Asta înseamnă că începând, sau în momentul de față, avem, da, 1,8 milioane de salariați cu sub salariul de 3700, da, ceea ce nu e bine absolut deloc. Da. Bun, cum s-a ajuns la, cum a ajuns STBS-a la această performanță? Cum s-a întâmplat? Da, noi, e o problemă puțin mai complicată. Nu știu, poate că încercăm în câteva cuvinte să explicităm niște lucruri. Nu aș vrea nici să plictisesc și nici să oamenii să nu înțeleagă ceea ce vrem noi să spunem. Așa cum se știe de către toată lumea, partea cea mai, n-aș spune neapărat cea mai importantă, dar cea mai sensibilă din orice contract colectiv de muncă este sistemul de salarizare. Dacă ai un sistem de salarizare, să spunem, performant și adaptat condițiilor actuale, poate da și rezultate, apropo de ce vorbeam mai devreme. Eu am văzut multe contracte colective de muncă și pot să spun că sistemul de salarizare de departe este deficitar, că nu stabilește reguli clare, nu este constituit în baza unor argumente. Ei, și noi la STBSA, RATB, respectiv STBSA, o bună parte din timp am lucrat cumva așa după ureche, să spunem. Asta e, așa erau condițiile anilor 90. În primul pas s-a făcut în 1999, când s-a simțit nevoia să se facă un studiu cu privire la evaluarea posturilor din cadrul societății, prin care să se stabilească poziția unei funcții meserii față de alta. Că aici era marea problemă. Care să fie peste, nu știu, orice funcție meserie. Fiecare se considera că este peste acea funcție meserie și atunci erau discuții interminabile cu privire la limitele de salarizare și așa mai departe. S-a lucrat cu un institut din afară, s-a stabilit, să spunem, această ierarhizare a posturilor. Pentru muncitori s-a
raportat la curățitorul ca pline pentru personalul de execuție și conducere la funcționarul administrativ. Și s-au făcut aceste erachizări în baza unor fișe prin care s-au făcut niște evaluări, s-au făcut niște punctaje, de nu s-au făcut după ureche, că asta era ideea. Din păcate, în 1999, lucrul ăsta s-a întâmplat înainte de conflictul ăla spontan care a avut loc în 1999, lucrurile s-au blocat. După acel conflict, lucrurile s-au blocat, nu a mai avut cine să continue discuțiile. Societatea a găsit o soluție de compromis și ca să aplaneze lucrurile, da, a modificat grila de salarizare în mod aleatoriu și a făcut așa o grilă tip clopot, cum se spune, adică la mijloc erau acordate, să zic, creșterile cele mai mari de salarii, după care, da, pe extremități, mai puțin. Și atunci categoriile care se regăseau în zona asta au beneficiat la momentul ăla de o creștere maximă de vreo 80%, da, care pe termen mediu și lung n-a fost o creștere care să le aducă beneficii, a fost o chestie pe termen scurt. După care s-a simțit nevoia să se facă aceste corecții. Apropo și de grilă, da, apropo și de îndreptarea, dacă vreți, a situației de la momentul ăla. Și atunci am profitat, să spunem, și de acel studiu, am invocat și un acord tripartit privind cadrul național al clasificării ocupațiilor în România, care a fost semnat de 5 confederații patronale și 5 confederații sindicale și de către guvern, prin care se stabilea 5 nivele de competență, da, pentru muncitori, muncitori calificat, maestri, anumite funcții de specialitate. Și atunci, în baza acestor argumente, noi am propus un sistem de salarizare care să fie făcut pe aceste principii, pe principii de competență. Administrația a acceptat, din păcate a durat foarte mult până noi am reușit să finalizăm cumva acest lucru, dar e important că a existat totuși o dorință de rezolvare acestui lucru și în 2012 s-a concretizat printr-o comisie care a analizat și a stabilit, a bătut în cuie niște lucruri legate de sistemul de salarizare. Iar efectiv sistemul de salarizare în varianta respectivă a fost pus în aplicare în 2015. Și de atunci a suferit o serie de modificări. Dar ce vreau eu să spun, să se înțeleagă foarte clar, că un sistem de salarizare, în primul rând, așa cum spuneam, trebuie să stabilească clar ordonarea ierarhică și stabilirea distanței dintre posturi. Asta elimină discuțiile neprincipiale care, din păcate, încă mai există, care categorie să fie prima, care să fie mai bine apreciată. Ei, prin acest sistem de salarizare, noi, practic, am stabilit acest lucru. După care, grila de salarizare. Grila de salarizare nu e un lucru simplu, da, pentru că, până la urmă, grila de salarizare este cea care influențează și care, în final, stabilește efortul financiar atunci când se modifică sau când se indexează, da, grila de salarizare. Fie că se indexează în sumă fixă, fie că se indexează în procente. Dar grila de salarizare trebuie să aibă anumite caracteristici. Odată, să fie stabilit un pas de grilă aproximativ egal, adică să n-ai distanțe dintre nivele de salarizare, nu știu, dau un exemplu aleatoriu, de la nivelul 6 la 7 să fie 5%, de la nivelul 10 la 11 să ai 15%. Aceste lucruri, acest lucru să fie aproximativ egal. După care, grila de salarizare stabilește care este raportul dintre nivelul maxim și nivelul minim. E foarte important.
Am văzut în toată această perioadă că nimeni n-a fost interesat de ceea ce s-a întâmplat în timp, de ceea ce există în momentul de față. Pentru că dacă avem o grilă de salarizare în care nivelul 1 este, să spunem, 3.000 de lei, iar nivelul maxim este de 10 ori mai mare, n-a făcut nimic. Dar dacă distanța dintre nivelul 1 și nivelul maxim este mai mic, asta înseamnă că, de fapt, și celelalte nivele, nu, cresc. Deci sunt mai apropiate de maximul de încadrare. Ei, treaba asta, în timp, cine are curiozitatea să studieze, să spunem, această problemă, va constata că, prin modificările succesive ale grilor de salarizare, noi am adus și am micșorat această distanță în beneficiu nivelelor mici. Adică am ridicat nivelele mici spre limita superioară. Și lucrul ăsta, zic eu, a fost benefic pentru salariați, pentru că mă uitam așa într-o statistică, în 2006 noi am avut nivelul cel mai mare între nivelul minim și maxim de 9,35, adică salariul maxim era de 9,35 de ori mai mare decât salariul minim. Ei, în momentul de față s-a adus undeva spre 4 și ceva. Asta înseamnă că salariile mici au crescut, ceea ce e un lucru foarte bun și în viitor asta ar trebui să ne propunem, să menținem acest lucru și să nu există această distanță foarte mare între salariile mici și salariile mari. Pe urmă am stabilit, da, prin 2008 pentru prima dată și am introdus acei coeficienți de ierarhizare, da, care ce-au stabilit. Că am văzut acum că se joacă toată lumea cu acest lucru și își dă cu părerea. Unii au acționat și prin instanță, da, speculând și practic prezentând lucrurile într-un mod tendențios. Noi la STB, salarii ATB, respectiv STB, nu aveam acești coeficienți minim de ierarhizare, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă că pentru fiecare categorie de încadrare reprezintă un nivel minim sub care nu poți să scazi. Adică un fel de protecție, da, pentru categoria respectivă. Indiferent ce s-ar întâmpla, sub acel nivel tu nu poți să scazi. La nivelul maxim nu e o problemă, că acolo poți să te duci, da, atât cât îți permite contractul colectiv de muncă, că și acolo noi nu putem să intersectăm între funcții, categorii și așa mai departe, adică muncitorii au o anumită limită, după care încep cei cu, să spunem, pregătire cu studii superioare, până cu funcție de conducere, deci lucrurile astea nu trebuie să interfereze foarte mult, că altfel se dă totul peste cap. Deci am reușit cumva să ținem sub control toate aceste lucruri. Ce zic eu și e greu de explicat într-o discuție așa pe repede înainte toate aceste lucruri, nici salariații, dar nici activul sindical nu este interesat să discute, să explice și de ce nu, în urma întâlnirilor, discuțiilor, să se identifice și anumite soluții care să ducă spre perfecționarea acestui sistem de salarizare. Pentru că, din ce văd, se discută în mod simplist. Da, eu vreau un nivel, eu vreau două, eu merit unul, ăla merită trei și cu asta consideră că lucrurile sunt rezolvate. Nu. Eu ce văd acum, că de-aia am tras acest semnal de alarmă și la nivelul sindicatului nostru, văd că nici la nivelul conducerii executive nu există o preocupare și o înțelegere cu privire la acest sistem de salarizare. Încă s-au făcut promovări, ca să spun, după ureche. Eu am apreciat faptul că directorul general a înțeles și a acceptat că trebuie să schimbăm ceva și că promovările nu trebuie să le facem după ureche, trebuie să le facem în baza unor argumente. Când vorbim de promovări, se știe foarte clar că avem două situații. Una, promovarea în funcții,
unde și acolo s-a făcut după simpatie, ai ca să nu spun coloratură politică, că poate s-ar înțelege greșit și nu cred că despre asta e vorba, dar după simpatie, sigur, s-au făcut. Mai mult, avem situații când anumite persoane sunt promovate fără a se aduce argumente suficiente pentru aceste promovări și după ce se consideră că nu mai îndeplinesc condițiile, dau societatea în judecată. Eu asta nu prea am înțeles-o, dar poate să o explice, poate cei care au făcut aceste promovări, de ce se întâmplă acest fenomen. Dar principial, eu n-am cum să accept ideea că cineva te promovează pentru că consideră la acel moment că meriți și tot acel cineva constată la un alt nivel moment că nu mai îndeplinești condițiile. Și dacă, să spunem, îți spune să te duci înapoi pe poziția care ai avut-o, te superi la mine și dai în judecat. Deci lucruri care nu sunt normale. Deci aici încă mai e, să spunem așa, de lucru. E clar că noi trebuie să fim atenți la aceste probleme, dar aș vrea și din partea celorlalți colegi de la celelalte sindicate să înțeleagă că ar trebui să vină și să discute fără patimă și cu argumente și dacă au ceva de spus, de comentat sau au vreo propunere fezabilă, avem toată disponibilitatea. Așa cum am precizat, pe 18 vom începe negocierea, e timp până atunci să vină fiecare cu propuneri, cu idei de îmbunătățirea contractului colectiv de muncă. Domnule președinte, muncă, bani, muncă. Ce se va întâmpla cu salarizarea în STB SA începând cu 1 iulie? Concret. Așa cum spuneam, se va suprapune cu negocierea unui nou contract colectiv de muncă, unde clar că noi vom încerca să punem în aplicare prevederea din contract pe care noi am introdus-o anul trecut, și anume aceea că toate salariile vor fi indexate cu creșterea salariului minim. Și lucrul ăsta anul trecut l-am convenit, l-am discutat, discuțiile, așa cum știm cu toții, erau că de la 1 ianuarie 2024 salariul minim va crește la 3700 de lei. Nu s-a întâmplat. Da, societatea a avut această perioadă, să zic, de relaxare, unde zic eu că s-a preocupat să găsească soluții în eventualitatea că salariul minim creștea. Sunt convins de treaba asta, da? Și atunci, când vom discuta, va veni și va pune pe masă varianta de rezolvare, care e simplă. Adică toată lumea din STB SA nu e complicat. Primește 400 de lei la brut. Așa ar trebui. Asta e. Așa Bun. Ar trebui. Bun. Muncă, bani, muncă. Eu vă propun în final o anecdotă. De fapt, e o întâmplare. De la începutul anilor 80. Un fost ministru secretar de stat de la Ministerul Minelor a fost trimis în Statele Unite să cumpere 2000 de cărbune. Le-a cumpărat și cărbunele a venit la Galați, la combinatul de la Galați. După ce a perfectat omul contractele și a venit acasă, a adus o concluzie și a spus așa: diferențele dintre România și Statele Unite sunt două, majore. 1. În America se muncește. 2. În America se plătește. Și cu asta a explicat omul ce se întâmplă cu dezvoltarea noastră. Da, și noi am putea să parafrazăm și să spunem ce se întâmplă în România. Dar o să o facem cu altă ocazie. Cu altă ocazie, da. Domnule președinte, vă mulțumim pentru intervenție. Cu aceasta închidem ediția de astăzi a emisiunii. Vă mulțumim frumos, vă dorim o zi bună în continuare.